jucătorii noștri au înțeles, în special repriza a doua, ce înseamnă pressing-ul în treimea adversă. Personal n-am văzut multe jocuri în viața mea în care o echipă, cu tot respectul pentru echipa Astrei, care se joace cu vântul, pe un vânt care astăzi între 50-70 de km la oră, ca să, cum s-a anunțat, să nu treacă jumătatea de teren, cu atât mai mult merită jucătorii noștri felicitați. Cred că victoria mai mult decât meritată. Felicitări la Alex Pelici, cum a pregătit jocul. Senzațional ne-au ieșit și schimbările. Încă o dată se dovedește în viață, oamenii care muncesc primesc și înapoi. Felicitări pentru Miclea, după o perioadă îndelungată în care nu a jucat, să intre într-un joc așa de important și să marchezi un gol foarte, foarte important. Încă o dată, cuvinte de laudă, dar știm că încă mai avem mult de luptat. Da, primul gol, chiar mi-a fost dor de gol, că nici nu mai știu de când am mai scris, dar mai important sunt cele 3 puncte. Să sperăm că o să ținem tot așa, am început cu dreptul și trebuie să continuăm așa. Și când am venit, obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare. Dacă continuăm jocul care l-am jucat, care l-am făcut astăzi, jocul bun care l-am făcut astăzi, sunt convins că vom reuși. Da, suporterul extraordinar, lumea, toată lumea striga voința Sibiu, voința Sibiu, mai rar. Mă bucur că am reușit să dau gol și dedic golul galeriei și suporterilor.